Cum a fost debutul pe Banca Națională U21? Ați avut emoții înainte de meci? Ați reușit să dormiți în noaptea premergătoare? Da, într-un final am reușit să dorm. Bineînțeles că am avut gânduri despre meci. Dacă am acoperit tot ce trebuia să acoperim la nivel tactic, am avut emoții. Asta pot să spun, că da, am avut emoții fiind primul meci și un meci foarte important pentru noi. Și mă bucur că s-a terminat bine. Ce înseamnă astăzi pentru Adrian Mutu tricoul galben? Pentru mine e primul tricou pe care l-are un jucător, indiferent la echipa care evoluează în România sau în afara României. În acest spirit pe care vreau să-l creez, și când spun de tricoul galben, să fie un spirit puternic, să fim mândri că suntem români, să jucăm nu numai pentru personal, pentru noi și familiile noastre, dar și pentru țara noastră, pentru a reînvia acest spirit care ne-a unit de-a lungul istoriei noastre fotbalistice și nu numai, și să tot în același timp să-i responsabilizezi și pe băieți pentru, să spun așa, responsabilitatea care o au față de toți suporterii români care sunt în România și în afară, în diaspora, toată lumea, pentru că ei trebuie să fie conștienți că prin rezultatele lor, prin evoluțiile lor bune și prin succesele care le au, fac mândri milioane de români. Cum a fost să ascultați din nou imnul României, de data asta de la nivelul gazonului, pe Banca Reprezentative Under 21? Emoționant, frumos, motivat foarte mult. De altfel, ca întotdeauna de câte ori am jucat pentru România ca jucător, într-o altă postură, dar la senzațiile au fost aceleași. Evoluțiile naționale U21, mai ales acum după victoria din Finlanda, îi fac pe suporteri români să mizeze pe o dublă de 6 puncte cu Malta. Cum va fi partida de mâine seară? Va fi un meci în care veți folosi și alți jucători sau veți încerca lucruri noi în perspectiva viitoarelor partide? Bineînțeles că vor fi câteva schimbări, pentru că un meci pe un teren foarte greu. Vine și un meci la 4 zile pe o altă suprafață și o să jucăm pe un teren sintetic care la nivelul muscular și articular este foarte solicitant, deci ne trebuie forțe proaspete, ne trebuie jucători. Dar asta nu e o problemă, pentru că am încredere în toți jucătorii, de aceea am și selecționat și sunt sigur că o face un meci bun. În ceea ce privește punctele, că așa cum am spus și înainte de Finlanda, pentru noi orice meci este important și vrem să strângem cât mai multe puncte. Totdeauna să plecăm la victorie, indiferent cu ce adversar vom juca, așa cum o să plecăm și mâine seara. Dar în același timp suntem concentrați, suntem băieții știu foarte bine ce au de făcut. Mai avem astăzi o zi în care spunem lucrurile și mai bine, dacă pot să spun așa, la punct, ca să aibă ideile clare. Și bineînțeles, mă bazez mult și pe fantezia lor și pe calitățile fotbalistice pe care le au. Ce ar însemna pentru antrenorul Adrian Mutu o calificare la campionat european? O mare bucurie și o realizare, pentru că asta e ceea ce îmi doresc. Primul rând, mă bucur mai mult și m-aș bucura mai mult pentru băieți, pentru că ar da continuitate la rezultatul extraordinar care l-au făcut în urmă cu un an. Sunt jucători care pot face acest lucru, sunt jucători care eu cred cu tărie că pot deveni și pot fi viitorul naționalei României mari, dar așa cum l-am spus și lor, acest lucru nu se face bătând din palme, e nevoie de sacrificii, e nevoie de muncă multă, de concentrare la orice meci, indiferent de adversar. E nevoie că în momentul când ești la antrenament, pe terenul antrenament sau și mai ales la meci, să fii concentrat 100%, să uiți de tot, pentru că doar așa, prin atenție, muncă și perseverență și repetiție, poți atinge sau poți depăși limitele. Ce ar însemna pentru fotbal românesc ca în 2021 să avem 3 naționale la Euro? Ar fi naționala Under 19, care este deja calificată din postura de țară gazdă, naționala U21 și naționala mare. Ar fi ceva senzațional pentru fotbalul românesc. Sper din tot sufletul ca și noi și naționala mare să ne calificăm. Ați zis că le faceți cinste băieților dacă bat Malta. V-ați pregătit? Nu, întâi se bate. Nu vreau să spun hoc înainte să sar gardul. Sunt precaut, știu ce înseamnă
atunci când joci cu echipe mai de o valoare inferioară ție. Am trecut și eu pe momente dificile, am trecut și eu pe momente de genul ăsta și știu că lipsa de concentrare sau abordarea meciului într-o manieră greșită poate să îți îngreuneze sau chiar poate să producă rezultate dezastroase, iar noi acest lucru nu-l vrem, le-am spus băieților. Meciul în funcție de atitudinea lor și de faptul cum îl abordează. După meciul cu Finlanda ați spus că unde nu ajung picioarele ajunge inima. Același lucru l-a spus și Ionuț Radu vara trecută la Euro. Este acesta un mesaj important pentru Naționala Under 21? Și nu numai. Este, să spun așa, un proverb, Valdea l-am spus și eu și Radu, pentru că a jucat în Italia, un proverb luat din Italia, non arrivi con le gambe, arrivi con il cuore. Și e un lucru intens, e un proverb intens, sunt niște cuvinte mari. Nu numai pentru Under 21, ar trebui să fie pentru sportiv sau pentru, în cazul nostru, pentru fotbaliști în general și pentru, dar în special pentru modul de a aborda și modul cum faci un lucru, că trebuie să-l faci 100%, indiferent ce lucru faci, așa cum le spun băieților tot timpul, indiferent ce fac, să facă 100%, să fie concreți, să fie eficienți și să creadă, să pună inimă în ceea ce fac, iar în momente de dificultate, așa cum se întâmplă pe parcursul unui meci, să știe că nu sunt singur, că sunt are colegul lângă el și care îl va ajuta să dea totul pentru tricoul național și va fi bine. Adică sunt și alții care pot intra după bancă, care suplinească și să joace la fel de bine. Deci avem jucători de valori apropiate și important pentru mine e ca jucător atunci când intră pe teren să dea 100%, nu contează că trebuie să-mi dea 90 de minute cât poate, că sunt 50, că sunt 60, că sunt 30 de minute, că sunt 20, că sunt 10, că e un minut, să dea 100% pentru că toți avem de câștigat și cum e în sportul de echipă, toți câștigăm, toți pierdem și de aceea trebuie să rămânem unii și să fim o familie. Jucătorii au spus că după discursul tău din vestiar, când au ieșit pe teren, devenea să muște din adversar. Păi asta e ideea și modul de abordare a fiecărui meci. Am spus că nu trebuie să pierdă nici ocazie băieții de a demonstra tuturor valoarea lor, trebuie să pierdă niciun meci și ocazie de a face lucruri unice, pentru că prin aceste meciuri, prin această muncă zilnică pe care o fac, în această repetiție și care de multe ori devine și plictisitoare, prin acest proces își pot atinge visurile, își pot atinge acele ambiții care le-au avut de mici și probabil mulți dintre ei o vor face dacă vor continua în felul ăsta. Printre jucătorii pe care îi aveți acum la lot, se regăsește unul care să aibă multe dintre calitățile pe care le-ați avut ca jucători? Da, sunt. Le-am spus și la ședință, sunt jucători, fără să dau nume, pentru că nu-mi place, sunt jucători în cadrul echipei care au calități poate și mai bune sau poate sunt și mai complex ca mine, așa cum am fost eu. Diferența o face modul de abordare, modul cum cât te dăruiești. Și în primul rând cum respecti fotbalul în cel mai... Și acum le spun băieților și în special înainte de meciul ăsta, e primordial, e foarte important să respecte fotbalul. Dacă ei vor respecta fotbalul, și asta mă refer la modul cum se antrenează, modul de abordare și modul de concentrare pentru următorul meci, fotbalul îi va respecta și le va da lucruri frumoase înapoi. Regretați că nu aveți suporteri. Cum este din postura de antrenor fotbalul fără spectatori? Da, nu... Mi-ar fi plăcut să am suporteri, bineînțeles, din punct de vedere antrenor, e puțin mai bine, ca să spun așa, că mă aud și jucătorii poate să audă indicațiile pe care le dau. Imaginați un stadion plin, nu, mi-ar fi foarte greu să mă fac auzi, pentru că în timpul meciului, datorită zgomotului sau din cauza zgomotului, dar pentru ei imaginez că, eu să spun așa, puțin plictisitor, lipsește motivația aia și presiunea care vine din partea publicului și tocmai de aceea e un lucru bucurător și ar trebui lăudați acest sportiv pentru că reușește să-și mențină concentrarea, să dea, să dea totul pe teren și în aceste condiții și nu merită decât aplauze și sper să continue până la capătul acestei, să spun, aceste perioade și acestui meci, ca să ne întoarcem toți fericiți în România. La Naționala Mare n-a mai bătut Austria de 34 de ani, când Steaua era campioana Europei. Cum credeți că va fi meciul din această seară?
Va fi un meci dificil pentru naționala noastră, dar dacă noi am bătut de atâta timp, cred că a venit momentul să-i batem și sper că băieții să câștige acest meci. Ați discutat cu Mirela 2 după meciurile de vineri? Nu, nu am discutat, doar prin mesaje ne urăm bafte sau vorbim anumite lucruri, în sensul că felicitări sau încurajări. Imaginez că e foarte ocupat, că are multe lucruri de așa cum am și eu de făcut în aceste zile și o să avem timp după aia la birou să vorbim despre experiențele noastre în aceste două meciuri și să ne ajutăm cu un sfat. Să vedem ce facem în continuare, pentru că suntem la început de drum, mai sunt patru meciuri. Cu meciul de mâine nu s-a terminat nimic, chiar dacă am câștigat mâine nu, asta nu înseamnă nimic, înseamnă că am început bine, dar trebuie să terminăm bine. Trebuie la fiecare meci, fiecare convocare la echipa națională, există presiune, există responsabilitate și trebuie să ne ridicăm la nivelul și la pretențiile suporterilor noștri și la ce am arătat și ce a arătat Under 21 în ultimul timp. Mulțumim frumos și hai România! Hai România!